Crimă din gelozie în Sântana, județul Arad. O fată de 16 ani a fost ucisă de iubitul ei în vârstă de 19 ani. Acesta a înjunghiat-o în gât, după care a fugit. Alertați de rude, medicii de pe ambulanță au intervenit urgent la fața locului și au încercat să o resusciteze pe fată. Dar în zadar, ea a murit din cauza hemoragiei masive. Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi tineri. Ei locuiau împreună și aveau și un copil. Se certau deseori, susțin rudele, din cauza că tânărul era gelos. Prietenii celor doi tineri spun că bărbatul obișnuia să consume droguri. Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Arad, Claudia Iuga, a declarat că autorul crimei a fost prins după aproximativ o oră pe raza localității Sântana. El a fost încătușat și dus la audieri. Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a individului pentru omor calificat.